Biroul electoral județean Hunedoara a stabilit sâmbătă 11 mai, prin tragere la sorți, ordinea pe buletinele de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie. Doar 7 candidați s-au înscris în lupta pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cu 2 mai puțin față de alegerile din anul 2020, iar 8 partide au depus liste pentru funcția de consilier județean, la care se adaugă și o candidatură independentă. Ordinea pe buletinele de vot aferente funcției de președinte al Consiliului Județean Hunedoara este următoarea. Pe poziția 1, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Poziția 2, Uniunea Democrată Maghiară din România. Poziția 3, Partidul Național Liberal. Poziția 4, Partidul Social Democrat. Poziția 5, Partidul Alternativa Dreaptă. Poziția 6, Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei. Și pe poziția 7, Partidul Național Conservator Român. A fost trasă la sorți și ordinea pe buletinele de vot pentru funcția de consilier județean. Pe poziția 1, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Poziția 2, Uniunea Democrată Maghiară din România. Poziția 3, Partidul Național Liberal. Poziția 4, Partidul Social Democrat. Poziția 5, Partidul Alternativa Dreaptă. Poziția 6, Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei. Poziția 7, Partidul Umanist Social Liberal. Poziția 8, Partidul Național Conservator Român. Poziția 9, Candidat Independent.